din capitolul 10, de la versetul 26. Matei, capitolul 10, începem citirea de la versetul 26. Așa că să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină, și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Nu se vând oare două vrăbii la un ban? Totuși, niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Amin. Trăim vremuri tulburi, vremuri de teamă. Trăim o pandemie, un lucru care nu se întâmplă foarte des, nu la nivelul acesta mondial. Și frica, nesiguranța sunt termenii sau variabile între care se mișcă omenirea. Majoritatea oamenilor se tem pentru viața lor, se tem de ziua de mâine, din cauza problemelor pandemice, o grămadă de firme au dat faliment, nesiguranța la locul de muncă, nesiguranța zilei de mâine, nu? Oamenii își pun întrebări, mai pot să-mi iau un credit pentru o locuință sau mai pot să-mi achit creditul pe care deja îl am. Sunt o grămadă de întrebări valide pe care oamenii le au cu privire la viața lor. Cum o să se desfășoare viața noastră? Dacă până în urmă cu 2 ani puteam să călătorim oriunde în lume, fără niciun fel de restricție, în momentul de față nu mai putem călători așa. În momentul de față trebuie să ne facem foarte bine planurile de călătorie, să citim o grămadă de documente și dintr-o dată lucruri care ni se păreau un dat și un bun bine meritat, de fapt vedem că nu este un dat și că, de fapt, drepturile și libertățile pe care credeam că le avem, de fapt, ne lipsesc. Și nesiguranța și frica intră în inimile oamenilor și în viețile lor și frica devine o stare de fapt. Ar trebui să fie starea asta de fapt starea unui credincios autentic, unui om care se încrede în Domnul sau nu. În pasajul pe care l-am citit, Domnul le vorbește ucenicilor lui după ce le spune că oamenii vor batjocori și se vor purta urât cu ei, îi vor persecuta, și îndemnul Domnului Hristos este să nu vă temeți de ei. Nu vă temeți de lume, nu vă temeți de ce pot să vă facă oamenii. Domnul Hristos este pacea lumii, El este dătătorul păcii și El este Cel care alungă teama din viețile noastre. Domnul a alungat mereu teama și din viețile ucenicilor. Și ucenicii aveau temeri. Aveau temeri cu lumea care îi ura și care îi disprețuia și Domnul le spune, păi dacă învățătorului îi se face așa, credeți că voi o să fiți scutiți? Credeți că voi nu o să aveți parte de batjocură sau de oprobiu lumii?
Și învățătura asta, concluzia pe care Domnul Hristos o trage atunci în fața ucenicilor, este valabilă și pentru noi. Fiecare copil al Domnului, fiecare om care dorește să-L urmeze pe El, va avea parte de oprobiul lumii, de dezaprobarea lumii. Întotdeauna, atunci când vii la Dumnezeu, atunci când te pocăiești, cum spun oamenii, eu va fi un prilej de batjocură pentru mulți. Cei care se întorc la Dumnezeu și sunt mântuiți din lume, din familii ortodoxe sau catolice, au parte mai pregnant de batjocura, de dezaprobarea celor din familie, în primul rând. Și există oameni care au parte de prigoană, în primul rând, în familia lor. Există oameni care sunt separați, sunt dați afară din casă, care au de suferit și au de plătit un preț foarte mare pentru simplu fapt că vor să-L urmeze pe Domnul Hristos, pentru simplu fapt că îl mărturisesc pe El. De ce? Pentru că lucrul ăsta rămâne valabil. Cei ce sunt ai lui Hristos, cei ce sunt în El, sunt urâți de lume. Oamenii disprețuiesc pe Hristos, oamenii urăsc adevărul lui, oamenii urăsc principiile pe care Dumnezeu le-a lăsat în Scriptură. Și oamenii, dacă Domnul Hristos, cum spuneam și altă dată, s-ar mai întoarce o dată pe pământ, l-ar răstigni la fel, l-ar ucide la fel. Pentru că firea omului înseamnă vrăjmășie, înseamnă ură față de Dumnezeu. În momentul în care li se pune oamenilor o oglindă în față, o oglindă care să reflecte adevărata lor față, care să le spună adevărul, ei îl vor urî pe acela care le spune adevărul. Vor urî pe acela care le pune oglinda în față. Odată venită lumina în lume, oamenii n-au primit bine lumina. De ce? Pentru că faptele lor, spune Scriptura, erau rele. Reflecta întuneric, reflecta moarte. Asta reflectă faptele omului nenăscut din nou. Și asta duce la urârea luminii și la iubirea întunericului, pentru că în întuneric te poți ascunde, în întuneric poți să faci ce vrei tu. Întunericul este până la urmă aliatul păcatului și reprezintă lucrarea celui rău. Lumea zace în cel rău, lumea zace în întuneric, sunt expresii care arată starea de fapt a lumii. Noi, pe de altă parte, cei ce suntem ai lui Hristos, suntem reprezentați ca și lumini, ca mici lumini care luminează în bezna care ne înconjoară. Întotdeauna luminile astea vor fi minoritare. Domnul ne spune că suntem puțini. Tot ce ne relatează Scriptura cu privire la urmașii Domnului Hristos reprezintă un număr mic. Nu te teme, turmă mică, strâmtă este poarta, îngustă este calea, sunt puțini cei care merg pe ea. Întotdeauna o minoritate l-a urmat pe Domnul Hristos. Da, chiar în timpul lucrării lui au fost mulțimi care au venit să mănânce pâine, care voiau să vadă o minune, care voiau să-L vadă pe Hristos, luptându-se cu sabia în mână împotriva romanilor, care aveau diferite interese. Toți aceștia îl urmau pentru că aveau de căpătat un beneficiu sau aveau în mintea lor un răscumpărător după chipul pe care și-l făcuseră ei în minte. Toți aceștia au fost dezamăgiți de el. Despre toți aceștia, Scriptura ne spune că Domnul nu se încredea în ei pentru că le cunoștea inimile. Domnul să ne ajute să fim luminile pe care El le dorește, care sparg bezna lumii, și care îl reprezintă pe el.
Asta înseamnă să nu ne temem. Asta înseamnă să felepădăm frica, care până la urmă e naturală. E normal să ne fie frică. Cineva spune că doar nebunilor nu le este frică. Oricărui om este frică. Până la urmă și un prim-ministru român a spus asta. Orice om este teamă, cred. Dar frica este naturală. Frica este... ține de instinctul de conservare. În momentul în care suntem puși în fața unei boli, în momentul în care suntem expuși în fața necunoscutului, ne temem. Și este un lucru normal. Nu e un lucru anormal. Nu e o rușine sau nu e un lucru de batjocură că ți este teamă. E normal să-ți fie teamă. Problema se pune cum abordăm teama și din ce perspectivă o abordăm. Suntem singuri pe lume, nu știe nimeni nimic despre noi, suntem ai cuiva, aparținem cuiva. Scriptura ne spune că aparținem Domnului Hristos. Scriptura ne spune că suntem săpați în mâna Lui. Scriptura ne spune că El este cu noi, ne însoțește când o dată pe săptămână, o dată pe lună, nu, în fiecare zi. Mai mult de atât. Avem un însoțitor, avem un avocat și cineva care merge lângă noi și ei și este totodată în noi. Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, Duhul Sfânt. Domnul atunci când se înalță la cer, le spune, dar nu o să vă las singuri, nu o să vă las orfani, o să vă trimit un mângâietor. Și avem cu noi ca însoțitor, ca mângâietor, Duhul Domnului, Duhul Sfânt, care ne aduce aminte de cuvintele Scripturii, de ce ne-a spus Hristos și ne însoțește prin valea plângerii, printr-o lume rea, printr-o lume ostilă, merge împreună cu noi, tocmai ca să putem învinge teama, să nu ne fie frică. Și până la urmă, este unul dintre cele mai frumoase și binecuvântate lucruri. Că nu suntem singuri și că îl avem pe Domnul ca și însoțitor al nostru. Ca și speranță binecuvântată. Ucenicii trec printr-o situație de panică, de frică împreună cu Domnul Hristos. Și o să citesc textul din Marcu, din capitolul 4, care spune așa, Marcu capitolul 4, de la versetul 37. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta de el ascultă chiar și vântul și marea? Avem episodul cu traversarea mării, momentul în care se stârnește furtuna și probabil că Domnul Hristos adormise înainte ca furtuna să înceapă, când lucrurile erau liniștite și păreau liniștite. Lucru care ni se întâmplă și nouă, atâta vreme cât în viața noastră nu sunt furtuni, atâta vreme cât navigăm, nu, pe marea vieții și toate lucrurile par în regulă și ne merg bine, parcă nu strigăm cu atâta înfigurare și cu atâta putere la Domnul. Când lucrurile merg bine, este un lucru adevărat în viața fiecăruia dintre noi. Și de curând vorbeam cu o soră și spuneam asta. Atunci când
Suntem binecuvântați și când Domnul ne conduce corabia pe o barcă, pe o mare liniștită, noi ne depărtăm de El. Și eu și cred că fiecare dintre noastre experimentați asta. Nu ne mai rugăm atât de intens. Avem tendința de a ne lenevi în relația cu El și nu strigăm cu atâta pasiune și deznădejde către El. Avem tendința ca binele, prea binele, să ne îndepărteze de El, să ne facă și pe noi să adormim într-un fel. E, atunci când trecem prin întristări, atunci când există furtuni în viața noastră, când cineva drag este bolnav, când avem probleme în viață, e, altfel alergăm la Domnul, altfel știm să postim, altfel știm să stăruim în rugăciune. De ce? Pentru că așa e firea omenească. Dumnezeu trimite în viața noastră astfel de furtuni ca să știm și să învățăm să ne încredem în El. Să știm să alergăm la El și să ne învețe răbdarea, pacea, îndelunga răbdare, dacă e cazul. Și asta învață și ucenicii. Învață că, de fapt, credința lor nu era una mare, ci era una mică. Nu? Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot nu aveți credință? Aici, în domeniul credinței, nu-i bine să se laude nimeni. În domeniul credinței și cât de mare ne este credința, trebuie să învățăm, trebuie să ne smerim și trebuie să-i cerem Domnului să ne mărească credința, să ne ajute, să ne încredem în El prin toate furtunile vieții. Strigătul ăsta din pandemie, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Poate că îl auzim și astăzi, nu? Sunt frați pe pat de spital, sunt frați în stare gravă și ăsta e un strigăt valabil și astăzi. Doamne, nu știi că e pandemia asta? Nu știi? Și nu știe Domnul? Credeți că se întâmplă ceva în lumea asta fără știrea Lui? Asta întrebam pe cineva de curând. A îngăduit Dumnezeu pandemia? A, da, probabil virusul a fost conceput, făcut în laborator și schimba asta cu ceva? Dar a permis Dumnezeu ca să existe, să se dea drumul virusului? Da, Dumnezeu a permis. Știe Dumnezeu despre existența Lui? Da, cu siguranță știe. Suntem noi, credincioșii Lui, păziți de El? Și dacă vreunul dintre noi pleacă la Domnul, este ăsta planul Lui? Cu siguranță da. Cu siguranță da. Niciunul dintre lucrurile care ni se întâmplă nu sunt străine de El. Domnul Hristos le spune ucenicilor, nu se vând doar două vrebi la un ban, totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Un detaliu șocant. Ce contează câte vrebi pe gard? Nimeni nu le numără. Noi nu urmărim vrăbile să le numărăm. Câte sunt pe gard, câte sunt în pomi. Sunt niște păsări mici și absolut neînsemnate. Și Domnul Hristos le spune, să știți că Dumnezeu veghează nu numai asupra vieților voastre, ci asupra ecosistemului. Nu există nicio vrabie care moare, niciun organism care e creat de El și care dispare, care cade fără viață, fără ca Dumnezeu să știe, fără ca Dumnezeu să fie în controlul acelui lucru. Dispar în fiecare an nu știu câte specii de plante și de animale. Știe Dumnezeu despre lucrurile astea? Da, cu siguranță. Și toate lucrurile astea sunt în planul Lui, pentru că El este suveran peste creație. Nu numai că este suveran, ci El este implicat activ în fiecare amănunt al ecosistemelor pe care noi le vedem în jurul nostru. Dumnezeu permite anumite lucruri și Dumnezeu permite moartea.
permite moartea unor vrăbi, da? Și după aceea Domnul Hristos spune, cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Eu nu știu câți perii am în cap, mai ales că mai cad din perii din cap, nu? În fiecare zi mai găsim câte unul pe pernă, atunci când facem duș, nu avem de unde să știm câți peri avem în cap, câte fire de păr avem în cap. E un lucru imposibil de aflat. Putem estima, cercetătorii estimează. Dar Dumnezeu ne spune Scriptura că știe câți peri avem în cap, da? Atât de departe, Domnul Hristos dă exemplu ăsta ca să arate în ce detaliu cunoaște Dumnezeu și în ce detaliu e implicat în viața fiecăruia dintre noi. Și asta ține de viața fizică, de viața pământească, da? Și după aceea spune, deci, să nu vă temeți, să alungați frica, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbi. Dacă vrăbile acelea care mor sunt importante pentru Dumnezeu, spune Domnul, cu cât mai important sunteți voi, care ați fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și mai mult, voi care ați fost născuți din Dumnezeu, voi care îl cunoașteți pe El, cât de important este un copil al lui Dumnezeu în ochii Lui. Dumnezeu, cum spuneam și altă dată, are iubire generală, are iubire pentru oameni și de asta dă ploi și peste cei răi și peste cei buni și peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dă bucurii oamenilor chiar și atunci când ei nu le merită, chiar și atunci când ei îl urăsc sau sunt necredincioși. Cu cât mai mult îi iubește Dumnezeu și îi protejează pe aceia care sunt ai Lui. Pe aceea pentru care Domnul Hristos a murit, pe aceia care îi sunt frați Domnului Hristos și pe aceia care vor fi aduși la asemănarea cu Hristos, vor fi schimbați într-un trup slăvit și vor trăi veșnic văzându-i fața, stând în prezența Lui. V-ați întrebat vreodată cât de importanți suntem noi, cei care am fost născuți din nou, cei care îl urmăm pe El pentru Domnul. Tot ce se întâmplă în viața noastră, Dumnezeu a pus acolo ca să ne învețe ceva, ca să ne tragă cu funii de dragoste către El, ca să strigăm la El când e cazul și să ne încredem în El necondiționat. Să nu ne fie frică. Îndemnul este asta. Nu vă temeți. E foarte important să învățăm să nu ne fie frică. Orice se întâmplă în jurul nostru, orice ar spune oamenii, orice ar inventa, orice zvon, orice știre, să nu ne clatine cu atâta ușurință. Să știm că noi îl așteptăm pe Domnul Hristos, că suntem ai Lui, că nimic nu ne poate despărți de El, și că oamenii nu ne pot face nimic. Nu? Temeți-vă de cel ce poate arunca trupul și sufletul în ghenă. Cine este? Ca și paranteză, am auzit multe predici care spuneau acolo, temeți-vă de diavolul. Nu diavolul e șeful în pedepsire. Nu diavolul pedepsește pe alții în iad. Diavolul este pedepsit și iazul de foc i-a fost destinat lui. Temeți-vă de Domnul. El este cel care pedepsește. El este cel ce îi va pedepsi pe cei necredincioși. Asta e adevărul Scripturii. Dacă este să ne temem de ceva, este să ne temem de Domnul. Dar atunci când îi aparținem Lui, atunci când îl cunoaștem pe El, care este Tatăl nostru, când avem relația asta de Tată-Fiu, atunci teama asta dispare și relația e una de dragoste. Și Domnul să ne ajute să ne apropiem de El și să-L vedem pe El așa cum este, ca veghetor la fiecare
aspect al vieții noastre. În Ioan, la capitolul 14, de la versetul 27, citim așa. Domnul Hristos spune, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Domnul spune, vă dau pacea mea. Și pacea vine dintr-un cuvânt grecesc, care este Irene. Și cuvântul ăsta are la bază verbul eiro. Și eiro înseamnă a aduce împreună, a face una, a uni. Și de fapt este exact opusul diviziunii sau scindării. Acum, Domnul Hristos spune, vă dau pacea mea. Și asta înseamnă că vă duc împreună. Ce înseamnă asta? Că suntem uniți cu Dumnezeu, prin El, prin jertfa de pe Calvar. Și Scriptura vorbește despre diviziunea asta dintre Dumnezeu și om, despre zidul care era pus, despre prăpastia enorm de mare dintre Dumnezeu și om și despre Domnul Hristos care sturpă zidul, care restaurează relația, care aduce împreună pe cei doi. Și asta înseamnă, până la urmă, a da pace, a te face una cu Dumnezeu și asta, de fapt, alungă frica. Asta, de fapt, când ești în părtășie cu Stăpânul Universului, de ce ar putea să-ți fie frică? Când eram copii, întotdeauna ne lăudam cu frați mai mari sau cu părinții, las că te bate tata, las că-l chem pe frate-miu. Asta era una din amenințările pe care copiii le aduceau și tatăl meu e mai tare decât al tău și așa mai departe. Aveau jocuri și exagerările astea copiii când îl avem de tată pe Dumnezeu. Avem de partea noastră cea mai mare forță din universul ăsta. Chiar dacă împărații sau conducătorii lumii ar vrea să ne facă ceva rău, ar putea să ne facă vreun rău fără permisiunea lui? Ar putea chiar satana să facă vreun rău unui copil al lui dacă Dumnezeu nu-i permite? Vedem asta și în cazul lui Iov. Dumnezeu permite tot ce se întâmplă și își aduce laudă și glorie din purtarea lui Iov și din experimentul pe care Dumnezeu îl face și îl trece pe Iov prin întâmplările de acolo. Domnul să ne ajute să realizăm că suntem în mâna Lui, că avem de partea noastră cea mai mare forță din universul vizibil și invizibil. Avem de partea noastră pe Dumnezeu veșnic, care a făcut cerul, pământul și tot ce se vede. De ce să ne temem? De cine ne-ar fi frică? Domnul Hristos spune, vă las pacea mea în versetul ăsta. Vă las pacea ca pe o moștenire. Eu o posed și vă las vouă. De nu cum o dă lumea. Cum o dă lumea pacea? Nu s-a încheiat de mult războiul, așa numitul război rece, între Occident și blocul comunist. Și se vorbea foarte mult despre cursa dezarmării, cum o numeau, și americanii, Occidentul, pe de-o parte, zicea că se dezarmează și, de fapt, se înarmau mai tare. Blocul comunist făcea meeting-uri cu milioane de susținători care defilau cu pancarde, cu porumbei albi și spuneau și noi ne dezarmăm, dar de fapt în spate se înarmau. Aveau tot felul de fabrici secrete de armament. Până și salutul, faptul că dăm mâna când ne întâlnim, apropo, acum în pandemie trebuie să dai, să te saluți cu cotul sau cu pumnul, să te atingi pumnul, nu mai e un salut viabil, dar faptul că două persoane își dădeau mâna arătau că nu au arme ascunse. De aici pleacă salutul. Și arată cât de mare încredere și cât de multă pace aveau de fapt oamenii.
Și că de foarte multe ori și datul ăsta de mână, scuturatul mâinii, putea să fie un act formal, pentru că după ce oamenii nu respectau tratatul sau așa zisa strângere prietenească de mână. Chiar liderii sovietici aveau sărutul sovietic, după care urma linșarea. Domnul să ne ferească de astfel de pace duplicitară, și Domnul spune: eu nu vă dau pace așa cum o găsiți în lume. Oamenii vor să se încreadă în știință, în certitudini pe care le au unii medici, în lucruri palpabile pe care spun ei știința le descoperă. Și foarte multe din lucrurile pe care știința le descoperă azi vor să fie probabil peste o generație sau două considerate greșite. S-au mai întâmplat lucrurile astea. Deci singura constantă, singurul punct fix în univers este Dumnezeu, adevărul și pacea pe care o dă El. Când Domnul Hristos spune: vă las moștenirea asta, vă dau pacea mea, pacea care aduce împreună, pacea care nu divizează, arată că de fapt și în rândurile noastre, în rândul ucenicilor Lui, trebuie să existe același fel de comuniune. Să nu uităm că Domnul spune: dacă veți avea dragoste unii pentru alții, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Aducerea asta împreună, într-o lume divizată, și că cred că în puține rânduri omenirea a fost mai divizată ca în zilele astea. Unii sunt contra vaccinului, unii sunt pro, unii nu cred că există boala, alții cred că există prea mult. Familii nu mai vorbesc între ele, nici voi sunteți vaccinați, nu mai vrem să auzim de voi. Ceilalți spun: aha, nu v-ați vaccinat, cu noi nu mai aveți de-a face, și așa mai departe. Scindările chiar între frați se întâmplă datorită faptului că pacea Domnului Hristos nu este acolo. Domnul Hristos spune: vă dau pacea mea, și pacea asta ne aduce împreună, ne strânge, ne face să fim una. Domnul să ne ajute ca în mijlocul tuturor frământărilor pe care lumea le are, pe care lumea ni le oferă, în locul fricii pe care lumea și mass media ne livrează cu atâta generozitate pe toate canalele, să reușim să avem un punct stabil în viața noastră. Să avem pacea Lui, despre care Scriptura spune că întrece orice pricepere, întrece înțelegerea noastră. Și având încrederea asta în suveranitatea Lui Dumnezeu, care știm că nu va permite ca aleșii Domnului să fie înșelați, nu va permite să se întâmple nimic ce nu-i în planul Lui cu fiecare dintre ei, știm că suntem păziți de puterea Lui în fiecare zi, nu păsărite, în fiecare zi, să putem avea pace față de tot ce ne înconjoară, să putem să avem pace în mijlocul furtunilor vieții și să putem avea pace în legăturile pe care le avem cu frații. Cea mai mare comoară și cea mai mare valoare pe care noi o împărtășim este Domnul Hristos, este dragostea Lui. Faptul că am fost aduși la viață împreună cu El, asta ar trebui să ne facă să fim uniți, să fim frați. De asta ne numim frați. De asta spunem frate și soră. Asta nu sunt cuvinte goale. Astea sunt cuvinte care reflectă că l-avem ca frate mai mare pe Domnul Hristos, că suntem uniți prin sângele care a curs la Calvar pentru noi, că am fost născut din Dumnezeu. Și în momentul când înțelegem asta, că am fost aduși împreună de El, și avem pacea asta care ne aduce împreună și ne face una, nu avem voie să fim divizați de subiecte pe care lumea le pune pe agenda zilei. Nu avem voie să ne despărțim, să fim lipsiți de pacea lui Hristos pentru lucruri trecătoare. Suntem chemați în viacul acesta să fim oameni echilibrați și oameni ai păcii. N-aș vrea să-mi fie rușine
mâine de lucrurile pe care le-am spus astăzi. N-aș vrea să tot trebuiască să-mi cer iertare că am venit cu o teorie astăzi și, de fapt, peste o săptămână sau peste un an, teoria pe care am expus-o de la amvon sau în discuțiile private pe care le-am avut, să se dovedească a fi greșită. N-aș vrea ca niciunul din frații mei să fie înșelat, n-aș vrea ca niciunul din frații mei să se teamă, ci aș vrea să fim toți încredințați că atunci când stăm lângă Domnul Hristos, avem pace cu Dumnezeu și putem să trăim în lumea aceasta nu în frică, ci în siguranță, încrezându-ne în El, putem fi oameni echilibrați, oameni ai adevărului. Noi nu avem toate datele din lume, nu cunoaștem totul, de asta trebuie să fim precauți și după aceea trebuie să avem pace cu frații noștri și trebuie să arătăm unitate, exact unitatea despre care și vorbește la origini cuvântul grecesc, pace. Domnul să ne ajute să avem în inimi pacea Domnului Hristos, să alungăm frica din viețile noastre și să-L urmăm pe El cu bucurie, știind că orice vine în viața noastră, orice furtună se stârnește pe marea vieții noastre, este îngăduită de Domnul și chiar dacă nouă ni se pare că Domnul doarme și că nu ne aude, El este prezent, El știe exact de ce ni se întâmplă, știe mai bine decât noi oricum. Și El ne este sprijin și ajutor în orice nevoie și în orice problemă. Amin.